Populația din Valea Jiului, care este branșată la sistemul centralizat de termoficare de la Paroșeni, rămâne fără căldură. Măsura a fost dictată de conducerea complexului energetic Hunedoara, începând cu data de 31 martie, ora 24, și este valabilă pentru abonații din municipiul Petroșan și Vulcan. Motivul, spun cei de la CEH, este legat de faptul că pentru serviciul de furnizare a agentului termic, necesar asigurării confortului termic al consumatorilor din municipiul Petroșani, în perioada de iarnă 2017-2018, facturile emise de către SE Paroșeni au fost achitate în proporție de doar 47%. Datoriile societății de termoficare din Petroșan se ridică la valoare de 61.682.173 de lei, în condițiile în care urmează a fi emise facturile aferente lunii martie 2018. Sistarea furnizării agentului termic începând cu data de 1 aprilie respectă prevederile ordinului numărul 122 din 2013, privind aprobarea contractului cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflați în competența de reglementare a ANR. Filmul regizorului Andrei Dăscălescu, Planeta Petrila, a luat premiul GOPO pentru cel mai bun film documentar, fiind nominalizat și la alte trei categorii. Ideea ultimelor zile ale exploatării a prins enorm, iar documentarul a generat acum și brandul Planeta Petrila, iar sub această egidă, autoritățile locale din acest oraș, de pe Jiul de Est, au înființat asociația Planeta Petrila. Prin acest for, cunoscut acum în toată lumea, edilii spun că vor atrage banii necesari dezvoltării zonei. Această asociație își propune să găsească și să atragă fonduri pentru perimetrul fostei mine Petrila, pentru a da o utilitate acelui spațiu, pentru a dezvolta orașul Petrila prin cultură. Arhitecți renumiți au venit la Petrila, iar acum când au înființat și această asociație, edilii spun că oricine poate face parte din ea, dacă are idei bune pentru dezvoltarea economică și culturală a acestui oraș, care rămâne fără nicio mină în curând. Chiar le-am propus să vină la sesiunea de depunere pe care va organiza primăria orașului Petrila pe legea 350 pentru a obține finanțare și să organizeze deja și să creeze evenimente pentru zona fostei mine Petrila. Va face parte un reprezentant al primăriei orașului Petrila și reprezentanța ale celor două asociații care sunt membre fondatoare ale asociației Planeta Petrila. Este o asociație deschisă, se poate înscrie? Da, cu siguranță, se poate înscrie oricine care dorește să activeze sau vine cu idei sau orice altceva care este în interesul pentru care s-a înființat această asociație. Filmul, care surprinde ultimele clipe ale celei mai vechi exploatări de huile din Valea Jiului, Planeta Petrila, este nominalizat de mai multe ori la premiile GOPO și a luat premiul GOPO pentru cel mai bun documentar. De altfel, pelicula a fost proiectată în festivaluri din Olanda, Canada, Franța, Ucraina, Germania, Slovenia, Rusia, Bosnia, Austria, Ungaria, Moldova și a fost coprodusă și difuzată de HBO România. Este cel mai vizionat film documentar în cinematografele din România în 2017. Nominalizările la premiile GOPO au fost pentru cea mai bună imagine, Andrei Dăscălescu, cel mai bun montaj, Mircea Olteanu, Ștefan Pirlog, Andrei Dăscălescu, cea mai bună muzică originală, Mr. Jurjac, Ana Dubic, cel mai bun film documentar. Sindicatele din mineritul de huilă sunt mulțumite că vor beneficia de serviciile de sistem, însă susțin că acestea trebuie să fie minim de 10 milioane de lei. Dacă vor fi mai mici, nu vor ajuta deloc complexul energetic Hunedoara și asta cer acum sindicatele, care urmează să se întâlnească la ANR cu cei abilitați să le ofere aceste drepturi. Un lucru este clar, orice sumă acestor servicii de sistem sub 10 milioane nu este pe lună, nu este suficient complexul energetic Hunedoara pentru a putea continua activitatea. După ce se adoptă ordonanța de urgență, se va discuta cu ANR-ul valoarea acestor servicii de sistem, valoarea megavatului pentru aceste servicii de sistem. Serviciile de sistem sunt practic bonificații ce sunt primite de la operatorii de pe piața de energie și au expirat în 15 martie. Până la sfârșitul acestei luni va fi elaborată o ordonanță de urgență prin care să se asigure accesul garantat al CEH în piața de energie pentru o cantitate de 400 MW.
CEH vinde energie în sistemul energetic național și în ultimele zile piața zilei următoare a mers relativ bine. Sindicaliștii susțin că la un megawatt produs cu aproximativ 380 de lei, prețul mediu în 2018 a fost de aproximativ 160 de lei pe megawatt. Sumele din reglarea în sistemul energetic național sunt însă vitale. Au vrut să arate că la Petrila se pot construi până și roboți și că doar ambiția și dăruirea unui copil poate sparge orice barieră. Cinci băieți și o fată care au gândit un roboțel inteligent s-au clasat cu el pe prima treaptă a podiumului național. L-au numit Wafi, ca să le fie simplu să-l susțină când va urca pe scena unui concurs. Și fiecare dintre cei care a lucrat la acest concept este acum mândru de ce a reușit. Pentru început ne-am gândit cum ar fi să în orașul nostru să construim roboți. Și am început de la o bază simplă, un pătrat de aluminiu cu patru roți și patru motoare, care abia dacă se urca pe placă. Și apoi, citind, documentându-ne și studiind despre cum să construim roboții, am ajuns la acest robot. Pentru început mi s-a părut foarte greu. A fost puțin greu, dar a ieșit și... Acum, când dacă vrem să construim un robot, știm ce să facem și ni se pare mult mai ușor. Roboțelul Wafi este controlat cu telefoanele mobile și logo-ul îi aparține unei fete. Eu am creat logo-ul la roboțel, am ajutat și eu cât am putut. Și numele ni l-am ales cu toții. Ne-am gândit cum ar fi să noi din tribune să îl susținem într-un fel pe robot și ne-am gândit Wafi, we are for you. Sunt driver de rezervă și mecanic al echipei. Asta înseamnă? Că particip cât pot de mult la partea de construcție a robotului și în caz că un driver pățește ceva sau nu poate concura la moment, mă bag eu. Da. Spune-mi, toate astea le învăță la școală sau cum? Nu. Nu ți ajunge școală? Da. Aici am învățat, am deprins multă experiență. Ați învățat voi singur cum să-l programați? Da, pe mare parte din tutoriale. Chiar înainte să primim kiturile, ne-am strâns aici la graniță și am început să facem niște tutoriale de programare în Java. Lucruri basic, deoarece nimeni nu lucrase în Java, iar mulți nu aveau cunoștințe în programare. Nu le-a fost deloc ușor, dar s-au descurcat și l-au creat pe Wafi, cel mai bun roboțel din toată țara. Am putut, datorită echipei mele, să construim acest robot cu mult efort, multe ore după liceu am venit și am depus efort să facem acest robot și ne-a ieșit. Coordonatoarea echipei este profesorul Gabriela Nagâț, care împreună cu Elena Mihalache i-a încurajat pe elevii lor să se antreneze pentru a deveni cât mai buni. Datorită pasiunii, ambiției, pasiunii pentru robotică, ambiție și seriozității copiilor, am reușit să facem un roboțel care avea de îndeplinit niște sarcini într-o arenă de joc. La început, acești elevi de clasa 9-a și a 10-a aveau puține cunoștințe tehnice și abilități practice. Ei provin de la profil real, matematică, informatică. Deci a durat ceva timp până ei au prins abilitățile de a lucra cu șurubelnița, cu șubler. Datorită implicării și susținerii, noi am reușit să luăm premiul întâi, Nație prin Educație, la competiția națională de robotică BRD First Tech Challenge sezonul 2 2017-2018 București. Fiecare dintre acești tineri au muncit în plus în afara orelor de la școală și au realizat acest robot cu care acum se mândresc. A fost ales cel mai bun la nivel național și asta le dă curaj pe mai departe. Fiecare a învățat unul de la celălalt câte ceva, au lucrat într-o echipă mare și acum au crescut roboțelul lor, care în jumătate de an a devenit din ce în ce mai bun. Sub sloganul Interculturalitate și spiritualitate, zeci de grădinițe din mai toate zonele țării și-au trimis lucrări, filmulețe sau au participat direct pe scena Casei de Cultură Ladislau Schmidt din Petrila la un festival de creație. De la Mumărlan la Cowboy, toți au arătat câte ceva din ceea ce știu și au învățat ei să fie, iar la final, cei mai buni au primit trofeele festivalului. Pentru ce ai venit tu azi aici? Să cânt muzica populară. Ce știi tu să cânt? Muzica. Îți place ție muzica populară? Da. Ia, ce cânte că ai învățat?
un cântec popular cu poporul nostru românesc. Îmi place și iubesc, tra-la-la-la-la-la-la, portul nostru române, tra-la-la-la-la-la-la, albăia cu alpiță, tra-la-la-la-la-la-la, cu ciocul și lămâiță, tra-la-la-la-la-la-la-la, și bundița ca un lan, tra-la-la-la-la-la-la, și curată cu ocean, tra-la-la-la-la-la-la-la, și cu spice și cu fruturi, tra-la-la-la-la-la-la, din străvechile începe cu fruturi, tra-la-la-la-la-la-la. Pentru ce ai venit azi aici? Pentru ca să cânt muzică populară. Tu ce vei face azi? O să dansăm. Ce vei face azi aici? Azi eu am vând dansa mămălăneastă. Învârtită mămălăneastă. Învârtită mămălăneastă. Festivalul are loc la Petrila de un deceniu, dar de câțiva ani a devenit național, așa încât toți participanții au avut de făcut față unor cerințe speciale și au vrut să demonstreze că sunt cei mai buni. Acest festival, Interculturalitate și Spiritualitate, face parte din activitățile extracurriculare deosebite pe care le organizăm de-a lungul a 10 ani. Deși anul acesta este a 7-a ediție, este a 7-a ediție deoarece a intrat în calendarul național. Dacă edițiile anterioare au întrunit echipaje din regiune, din regiunea noastră și din 20-25 de județe, iată că anul acesta participarea este foarte largă. Din peste 31 de județe, vin din Motru, din Rovinari, din Cincu, din Brașov, iar la secțiunea Spectacol Indirect am primit peste 60 de DVD-uri cu momente artistice înregistrate. Fiecare a gândit propria strategie de a arăta interculturalitatea, tradițiile și prin costume, ori prin obiceiuri, cântece și dansuri. Fiecare a făcut ce a știut mai bine. Noi dorim prin acest festival să dezvoltăm copiilor educația interculturală, educația în spiritul toleranței. Primăria orașului Petrila și Consiliul Local ne-a sprijinit foarte mult datorită colaborării între echipa managerială a școlii gimnaziale I.D. Sârbu și oferă cu mare deschidere sala tuturor activităților de acest gen. Dorim ca toți copiii să aprecieze elementele de folclor ale tuturor popoarelor, nu numai poporului român, etniilor conlocuitoare. Și dacă ați urmărit lucrările expuse, se vede de la an la an crește calitatea lucrărilor. Fiecare grup câștigător de la toate categoriile a primit câte un trofeu, iar cel mai mare câștig este acela că micuții văd ce înseamnă portul popular, care ne sunt tradițiile ale noastre și ale altor popoare, iar implicarea lor în acest proiect îi face să se simtă importanți.